vă imaginați, sunt și părți mai puțin frumoase și mai puțin glamorous ale vieții pe barcă. Nu e totul cum vedeți pe Instagram. Și astăzi vom explora fix această dimensiune a vieții, a traiului pe un velier. Lucruri mai puțin plăcute și mai puțin frumoase. Mă rog, dintr-un punct de vedere, că poate unora le place. Dar ar trebui să găsesc câteva, 10. Asta a fost, ăsta e topicul clipului. Hai să dăm drumul. Numărul 1, ți se modifică corpul și este pe bune. Ți se modifică corpul la propriu. Picioarele, de exemplu, ți se lățesc pentru că petreci foarte mult timp în șlapi. Nu știu dacă știți, dar forma picioarelor noastre este dată de încălțămintea pe care o purtăm. Ori dacă tu porți toată ziua șlapi, bineînțeles, piciorul tău se va lăți ca o paleașcă, pentru că nu mai are un papuc, un Adidas, un bocan care să-l țină strâns. Deci da, ți se modifică corpul. Mâinile de asemenea, deci mâinile mele, eu n-am avut niciodată bătături în palme. Nu mai râdeți, bă, din ultima bancă, știți la ce mă refer. N-am avut bătături în palme, mă rog, nu am prea avut. Acum, de când cu barca, mâinile mele sunt toate bătucite. De ce? Pentru că trag de sfori în continuu, pentru că trag de lucruri. Mă agăți, în permanență mâinile tale sunt cârligele tale, ești ca o mică maimuțică pe barcă, deci ai nevoie să prinzi lucruri. Pielea de pe mâinile mele este mult mai groasă, se simte că e mai tăbăcită, parcă mâinile mele, parcă mi-a crescut efectiv puterea în mâini. Pot să prind ceva mult mai ferm decât puteam înainte, pentru că îmi folosesc mâinile mult mai mult. Deci da, ți se modifică corpul. Plus că uite ce bronzat sunt, fără să vreau. N-am stat deloc la soare și arăt, zici că, știi? Partea bună e că am dinții îmi par mai albi. Am zâmbetul Colgate dacă zâmbesc. Dar da, ți se modifică corpul, trebuie să știi treaba, să o ai în vedere. Numărul 2. Trebuie să te mulțumești cu puțin. Vă dau exemplu concret. Aici pe barca asta am 800 de litri de apă dulce. Ori asta înseamnă că nu pot să fac duș în fiecare zi cum făceam la, știi, acasă, la apartament sau la casă, că stai sub duș și te gândești la chestii. No way, adică trebuie să-ți drămuiești fiecare gram de apă dulce. Tocmai de asta ai pedala cu apă sărată. Tragi apă sărată din mare, îți speli vasele, după care le clătești cu apă dulce, ca să nu o irosești. Deci da, apa dulce este foarte prețioasă și nu este din abundență pe un velier. Motivul pentru care trebuie să te gândești în permanență, băi, stai să văd dacă am nevoie să fac treaba asta acum sau pot să o amân, sau pot să, ca să nu irosesc apa dulce. Curentul, de exemplu, vă dau alt exemplu concret. Ieri am avut dimineața la 10 un call cu cineva și a trebuit să bag Starlink-ul în priză. Și l-am băgat în priză doar în timpul acelui call, pentru că folosește foarte mult curent și panourile mele solare sunt subdimensionate. Trebuie să-mi fac un upgrade total la sistemul solar, deci trebuie să-mi schimb absolut tot, panouri, baterii, tot, pentru că e destul de mic ăsta. Motiv pentru care trebuie să am grijă cât consum. Și am băgat Starlink-ul în priză doar cât timp am avut acest call, l-am scos din priză și am mai băgat în priză abia seara ca să mă uit la Formula 1. În rest, toată ziua n-am mai folosit curentul fix pentru asta. Deci trebuie să-ți drămuiești resursele mult mai bine. Mâncarea, de asemenea, pe care o ai pe barcă. Adică, știi, nu ai congelator ca acasă. Să poți să bagi acolo un congelator chestii și să le deschizi tu după o lună cât îți mai amintești de ele. N-ai congelator, ai doar un frigider. Deci lucrurile sunt mult mai perisabile. Deci viața este altfel. Ai nevoie să fii mult mai atent cât consumi în general. Și asta cred că te educă. Chiar am avut niște prieteni care au venit pe barcă luna trecută și după ce au stat o săptămână mi-au zis, bă, ce interesant, nu mi-am dat seama până acum câte resurse consumăm, cât stăm acasă, la bloc, la casă, știi? Dăm drum așa la apă, ne spălăm pe mâini, uităm în oglindă, știi? Apa aia curge acolo, pe barcă nu poți să faci asta, nu poți să dai drumul la apă să te speli pe dinți, să curgă apă în timp ce te speli pe dinți. No way! Că intru eu peste tine în baie, că aud eu pompa de la apă și intru peste tine în baie, nu se poate așa ceva. Adică trebuie să folosești apa cât de eficient poți. Numărul 3. Poate să devină foarte scump foarte repede. Da, sunt aici pentru a promova ideea că bărcuitul nu este neapărat pentru oameni bogați. Nu trebuie neapărat să fii bogat ca să te bucuri de viața pe un velier. Nu trebuie. Însă, dacă ai un velier de dimensiune medie spre mare, cum e al meu, lucrurile tind să fie mult mai scumpe.
Dacă vrei să-ți iei o valvă pentru gaz, buf, 100 de euro. Dacă vrei să-ți iei o pompă pentru știu ce, buf, încă 100 ceva de euro. Dacă vrei să-ți iei, adică mi-a luat zilele trecute un switch pentru bow thruster. Un căcat de switch, adică nu vă gândiți că e mare chestie, e un joystick și un buton. 180 ceva de euro. Adică ăștia-s bani de home cinema, pe bune. Mi s-a stricat valva de la butelia de gaz de la grătar. Grătarul are o butelie de gaz mică și are o valvă de plastic care vine în vârf buteliei de gaz. A, chestia aia, 95 de euro. Pentru un căcat de bucată de plastic. Adică lucrurile tind să fie mai scumpe dacă au cuvântul marin în față sau în spate, știi? Gaz marin, mai scump. Dacă vrei cablu, dar dacă e cablu pentru marin, e mult mai scump, știi? Adică trebuie să ai asta în vedere. Lucrurile pot să devină foarte scump, foarte, foarte repede. Numărul 4. Depinzi de vreme și trebuie să-ți faci programul după ea. N-ai ce să faci, n-ai cum să ocolești treaba asta. Dacă e o furtună, cum am prins eu zilele trecute, că ați văzut ultimul meu clip, trebuie să stai pe barcă, să ai grijă de ea, în cazul în care nu ești bine ancorat undeva cu mooring lines și la, trebuie să stai treaz să ai grijă de ea. Una din problemele bărcuitului, e aici situația. Da, e barca mea, e barca, încă o barcă ca a mea și lângă e un loc liber. Bate foarte tare vântul de acolo și barca asta se lovește în barca mea. Și n-ar fi o problemă dacă ar fi bine legată, și asta e altă poveste, dar fii atent, astăzi a venit un dobitoc, altfel n-am cum să-i zic, și cred că era puțin beat, pentru că și-a parcat barca de acolo, a început să lase lanț de acolo din față, a lăsat lanț peste lanțul meu, peste lanțul ăsta și-a băgat barca așa în parcarea asta. Înțelegi? Deci a lăsat lanț peste lanțurile noastre și-a băgat barca în parcare. Și eu i-am zis, bă nene, vezi că n-ai făcut bine ce ai făcut, că ei ne blocat lanțul amândoi. Nu, 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 fratele meu, stai liniștit, ești fratele meu, no problem, mâine dimineață eu plec la 9, dacă e ceva te sun, stai liniștit, am mai făcut asta, se întâmplă. Zic ok, mâine dimineață la 9 plec și eu. Și astăzi mă uitam și eu la anturaj pe HBO, la mine în barcă, fiindcă n-am mai ceva ce să fac, că plouă și urât afară, și am observat că dobitocul a plecat. Fără să zică nimic. Și numai că a plecat, dar i-a futut lanțul ăsta de aici și acum ăsta nu se mai ține. Barca lui ăsta nu mai e ancorat în lanț. I-a slăbit lanțul efectiv și barca lui ăsta se lovește în a mea. Mă uitam și eu la anturaj ca băieții și mă simt așa bum, bum, că ceva se lovește de barcă. Bă, ce dracu? Și când ies afară, nebunul a plecat. Și acum ce trebuie să fac este să mă urc pe barca lui ăsta, să-i pornesc motorul și să încerc să-i trag niște lanț, sper că mai are lanț suficient de mult, astfel încât să-l ancorez din nou, ca barca lui ăsta să stea bine și să-i oprind la cheu, să-i oprind bine, să nu se mai lovească de-a mea. Na, trebuie să faci asta, o barcă străină, nu știu cui e, dar na, trebuie să rezolvăm problema. Hai să o facem. Volvo Penta. Na bun, hai să vedem unde este ancora băiatului sau fetei. Cu parâma asta l-am ancorat eu, l-am legat de cheu acolo, dar se pare că nu e suficient. Sper să meargă windlass-ul. Hai să vedem dacă merge cu motorul pornit. Nu merge. Băga mea și picioarele. Nu merge windlass-ul. Fuck me. Asta nu merge. Chiar dacă am pornit motorul. Super. Să-l pun la loc aici frumos, măcar. Da, nu merge. I-am strâns parâmele lui ăsta. E destul de aproape de cheu. Sper să nu se lovească la noapte. Deci chiar încerc să-i fac mai mult. Eventual să-i mai strâng pasta din față. Un pic pe care am și pus-o. Pe asta de aici. Să-l strâng, astfel încât să îl tragă pe el. Să-l depărteze de barca mea.
Greu să faci asta cu mâna. O să filmez și să vă arăt și vouă. Da, pare că s-a mai depărtat un pic de barca mea. Sper să fie ok, a început să și plouă. Ia uite cum se apropie. Și hăț se ține în aia. Cred, sper. Da, țac, s-a tensionat și pac, nu se atinge de mine. Dar o să-i facă, cred că toată noaptea o să-i facă asta. Adică o să se mute din stânga în dreapta, o să se plimbe toată noaptea. Într-un final, telenovela s-a concluzionat. A venit Ios, care e vecinul meu de aici cu barca. Și împreună, omul, ca să înțelegeți, omul e bătrân. Gen bătrân, bătrân. Și era și puțin pișcat și mi-a și zis, un olandez, și mi-a și zis, bă, vezi că eu sunt un pic beat, eu nu pot să... Zic, hai mă, Ios, mă, să facem, trebuie să scoatem barca ta de aici, că ancora lui nu mai ținea deloc. Deci ancora lui era vraiște. Zic, bă, scoatem, dezlegăm barca ta de la cheu, aducem ancora în casă și mai punem ancora încă o dată, mă, tati, mă, nu putem să lăsăm barca așa. Hai că nu știu ce, că eu știu că eu sunt un pic beat, că nu știu ce. Zic, bă, Ios, fii aici. Strămoșii tăi olandezi, mă, cucerii lumea, mă. Puțin pișcați și în condiții mai nasoale. Nu putem face, noi putem... Bine, hai că... Și-a scos barca lui. Ancora lui, bineînțeles, că s-a încălcit după lanțul meu și a trebuit să fac operațiunea pe care ați văzut-o în episodul trecut. Am făcut-o astăzi, pe noapte și pe ploaie și pe frig și pe vânt. Deci am făcut-o, am scos ancora lui cu lanțul meu agățată de ea. Am legat-o pe râmă după lanțul meu. Am dat-o ancora lui la o parte și am lăsat lanțul meu înapoi pe fundul mării. Și am lăsat după aia lanțul de la el, căcat. Și lanțul meu nu s-a stricat din fericire, încă ține, am verificat, ține, este tensionat. Deci da. Și asta se întâmplă acum la ora 12 noaptea, da? Ca să ne înțelegem. Hashtag boat life. O să fie vânt puternic zilele următoare, eu sunt legat la cheu și na, bărcile se mișcă una lângă alta. E situația de așa natură. Dar hashtag boat life. Cum am și spus, mi-am asumat, nu pot să mă plâng. E, tot ce mi se întâmplă este vina și meritul meu. Ia, pe asta mi-ai văzut-o? Ne fii atent aici. Da? Și asta este lanțul de la catamaran. Nu este un lanț mic. Deci depinzi foarte mult de vreme. Plus că nu poți să mergi oriunde dacă n-ai vânt. Dacă n-ai vânt, ce faci? Trebuie să stai și aștepți vântul. Când s-o porni vântul ca să poți să pleci. Deci în mare depinzi de vreme. Bineînțeles că poți să folosești motorul dacă vrei și dacă vrei să folosești resurse și există. Treaba e felul următor. Oricare din aceste 10 puncte pe care le-am ridicat eu aici pot fi soluționate dacă arunci cu bani în problemă. Da, vreau să menționez chestia asta. Dacă arunci cu bani în problemă, poți să rezolvi oricare din aceste 10 puncte. Nici măcar nu te mai gândești la ele. Dacă ai foarte mulți bani, nu te mai interesează că nu-i vânt. Nu te mai interesează cât apă consumi, cât curent consumi. Apă din abundență, ai curent din abundență, ai un ciumpalac care să-ți gătească, încă unul să-ți facă curat. Știi, adică nu te mai interesează dacă ești Jeff Bezos. Dar dacă ești un om normal cum suntem noi, știi? Da, trebuie să ți drămâiești aceste lucruri. Bun, revenind, deci depinzi de vreme. Numărul 5. Trebuie să fii în permanență precaut cu casa ta, adică cu barca ta. La ancoră, într-o marină, etc. Pentru că, fiind o barcă, este foarte ușor împinsă de vânt. O rulotă, de exemplu, când o parchezi, acolo stă. Nu te mai interesează ce adâncime are apa, de unde vine vântul, știi? Dacă e prinsă de... Nu, o rulotă are 4 roți, stă pe pământ, poți să o lași acolo un an. O barcă nu. O barcă, de exemplu, poți să o scufunzi dacă te apropii prea tare de un mal, dai într-o stâncă, îi rupi chila, poți să scufunzi barca, pur și simplu. Adică pericolul este mult mai mare. Trebuie să ai mult mai multă grijă de barca ta decât de, nu știu, o rulotă, de exemplu. Numărul 6. Este mai periculos decât statul la bloc sau la casă. Da, este. Vă dau exemplu concret. Ce li s-au întâmplat unor oameni care erau lângă mine la un moment dat cu un catamaran, au angajat pe cineva să le sudeze ceva pe barcă.
Și a venit omul cu sudura să sudeze pe nu știu ce naiba. Și când a pus ăla de sudură pe așa, li s-au prăjit ăstora toată electronica de pe barcă. Toate echipamentele, pentru că ăla n-a știut să scoată împământarea, nu, trebuie să știi. Au prăjit tot. Alții și-au prăjit totul de pe barcă pentru că i-a lovit fulgerul. Tot aici o marină, Lefkas, unde a fost acum câteva zile. I-a lovit fulgerul, buf, a doua zi era cu mâinile în cap, oh my god, ni s-au, bă, tot, deci tot, senzorii de adâncime, senzorii de vânt, chart plotter-ul, laptopurile care erau pe masă, tot. Tot, scrum. Deci, e mult mai riscant. Alt caz concret, ce li s-a întâmplat un moșulete, un pensionar din Olanda, își luase o barcă ca să se pensioneze și să se retragă la bătrânețe pe barcă. Și numai ce și-o luase, era foarte fericit aici în Lefkas, în marină, și a plecat, nu știu unde a plecat ce să facă, și pe drum, dar gen pe drum, ieșise din port, de la cheu, de la ponton, și a mers poate 300-400 de metri încolo, încă era în șenal, nici măcar n-a apucat să ridice pânzele, când a început să iasă foc de la motor, fum, nu foc, a început să iasă fum nasol din compartimentul motorului. Și marea greșeală pe care a făcut-o a fost că omul, ca să vadă despre ce vorba și să stingă focul, a luat și a deschis compartimentul motorului. Momentul în care oxigenul a intrat efectiv, da, în compartimentul motorului, a alimentat focul și a luat totul foc. I s-a făcut barca scrum, pe scurt. Tocmai de asta, inclusiv barca mea, are acolo unde, dacă vă uitați, fix la sub trepte, pe scări, are o gaură pe care și scrie. Este loc special pentru a băga extintorul în cazul în care ia foc ceva la motor. Sub nicio formă nu deschizi compartimentul motorului pentru că alimentezi focul cu oxigen. Tocmai de asta am această găurică. Nu știu dacă tipul ăsta a avut găurica respectivă sau s-a speriat, dar cert este că omul și-a luat barcă, o barcă second, dar mă rog, și-a dat toți banii, toată pensia pe așa și și-a făcut o scrum în câteva minute. Deci da, din punctul ăsta de vedere este destul de risky. Numărul 7 este high maintenance. Dacă ai o barcă mare și sofisticată cu multe jucării pe ea mai ales. Și chiar așa este, este high maintenance. Adică vă dau exemplu, pe burta bărcii știți, se depun moluște. Trebuie din când în când să cobori în apă cu un teu sau cu o perie să razi moluștele de pe ea. Știi, de exemplu, trebuie să ai grijă de lemnul de tec. Ți se strică chestii în permanență pentru că, cum a spus și taică-mi, barca este un agregat. Așa se numește, un agregat. Adică un cumul de mașinării mai micuțe care funcționează împreună și creează o mașinărie mai mare. Asta este un agregat. Și agregatul ăsta funcționează cu multe, multe pompe și motorașe și senzori și LED-uri, știi? Și toate alea trebuie să funcționeze. Pentru că altfel nu-ți funcționează agregatul. Deci trebuie în permanență să te asiguri că lucrurile merg pe barcă. Și trebuie să schimbi în permanență. Câte un bec, câte un aia, câte o siguranță, câte un switch, cum am schimbat eu la Baltrastră. Și încă nu merge. Trebuie să văd de ce dracu nu merge. Dar ca idee. Adică trebuie să faci mentenanță în permanență. Vă spun sincer, după ce mi-au plecat musafirii, a venit taică-meu la mine, a stat și el câteva zile. După ce a plecat taică-meu, am avut furtuna aia nasoală, câteva nopți n-am dormit. După toată chestia asta, am venit aici în Vlihola ancoră și vă spun sincer, 3 zile am dormit în continuu. Adică am recuperat oboseala pe care am acumulat-o în perioada aia. Chiar a fost foarte obositor. Și la ancoraj aici mi-am rezervat niște timp să mai fac niște lucrări pe care voiam să le fac oricum. De exemplu, am vopsit burta bărcuței, burta dinghiului. Am dat cu șmirgăl, că era foarte, arăta groaznic, era toată ciobită, spartă, mă rog, nu spartă, dar era dusă vopseaua, se vedea inclusiv fibra de sticlă și a trebuit să șmirgăluiesc toată burta bărcuței și să o dau cu primer, după care cu o vopsea specială foarte glossy, ca să alunece pe apă. Dar ca idee, adică am făcut niște lucruri de genul ăsta, lucruri pe care le-am făcut eu. Adică dacă nu-ți place să faci chestiile astea, o să fie foarte costisitor. Gândește-te că dacă nu-ți plăcea să faci treaba asta și nu știai cum, trebuia să chem pe cineva să o facă. Și costă foarte mult. Deci ca să economisești bani, trebuie să faci tu multe lucruri, singur. Chiar trebuie să știi să le faci, trebuie să fii autodidact și trebuie să fii o persoană tehnică. Dacă nu ești o persoană tehnică, dacă nu știi pe ce să pui mâna când ceva se strică, nu e de tine treaba asta. Adică ia-ți pe cineva care știe tehnică, care poate să repare și să rezolve probleme. Pentru că altfel
Adică nu cred că e bine să mergi singur pe barcă dacă nu știi cum funcționează, știi? Mă rog, dacă ești pe barcă nouă-nouță, aia că iei un charter și așa, bine, ok, whatever, știi? Te plimbi un weekend. Dar dacă vrei să locuiești pe barca ta, trebuie să-ți cunoști barca. Trebuie să-ți cunoști barca, nu există nicio altă variantă. The Glamour. Azi am un safir, îmi vine în câteva ore și WC-ul ăsta nu funcționează, adică garniturile astea, practic, sunt praf. Aici sunt niște garnituri înăuntru, care practic fac presiune, trebuie să tragi... Mama stropit cu pișa pe-n față. trebuie să tragi de asta în sus și în jos, vezi? Așa, și face presiune. Anyway, nu merge, trebuie schimbate garniturile. Am un set de garnituri, un set de garnituri noi, dar până atunci tot ce aici trebuie desfăcut. Este o mare, mare lucrare, o lucrare de instalator, dar cineva trebuie să o facă. E a doua oară că fac asta, am mai făcut o dată pentru celălalt WC-ul. M-am chinuit mai mult la celălalt WC-ul, de data asta știu exact ce trebuie să fac, care sunt pașii și să zicem că o să fie mai ușor, dar tot este o lucrare destul de mare. Și faza este că am trei băi, da? Asta este a doua baie pe care o repar. Dar mai am încă una, deci am trei băi, asta este. E un avantaj că am trei băi, dar e un dezavantaj că trebuie mentenanță și întreținere pentru trei băi. Și dacă vă plângeți că sunetul se aude ca din budă, e pentru că sunt în budă! Acum pe bune este, acum este adecvat să spunem că se aude ca din budă. Numărul 8 este complicată deplasarea cu dinghiu. Dinghiu, adică bărcuța mică de acolo, este mașina mea. Eu acum sunt la ancoră, nu sunt acostat la niciun cheu. Vedeți că mă învârt în jurul ancorei. Ei, și cum mă deplasez eu în stânga și în dreapta? Păi mă deplasez cu dinghi, cu bărcuța asta, pe care o țin acolo în vârful bărcii. Și ca să mă deplasez cu ea, trebuie să o dau jos de pe barcă, de fiecare dată. Și cum fac asta? Cum o dau jos? Păi am o sfoară, o parâmă, care urcă sus în vârful catargului. Se numește spinnaker halyard, este pentru spinnaker. Eu n-am spinnaker încă, dar o folosesc ca să dau jos dinghiul. Leg vârful dinghiului cu sfoara respectivă. O pun pe vinci, o trag, ridic dinghiul, îl împing peste balustradă cu o mână și cu o mână îl las ușor, ușor de sfoară ca să-l cobor. Desfac sfoara de la halyard, leg o altă sfoară de vârful dinghiului ca să îl țin cu vârful în sus, după care las ușor, ușor, ușor dinghiul, bărcuța să coboare pe apă. Dinghiul meu fiind vechi și prăpădit, scapă aer, deci trebuie să iau dinghiul, să-l aduc frumos, frumos până în capătul aici, până în spatele bărcii, să-l leg de așa, să mă urc la bord și să mă apuc să-l umflu cu pompa, cu pompa de picior, să umflu dinghiul pentru că îmi scapă aer, după care trebuie să scot apa din el, fiindcă a intrat apă când l-am lăsat la apă, normal că intră apă, și scot apa din el.
După care trebuie să-i pun motorul. Și motorul este un proces. Trebuie să dau jos motorul de pe balustradă, de unde este prins, de unul singur. Trebuie să-l las ușor, ușor în dinghi. Trebuie să-l prind în dinghi și să reasigur sfârlele respective. Normal, jobul ăsta se face cu de câte 2-3 persoane. Eu fac jobul ăsta total singur, pentru că, ce să vezi, sunt singur. Dar da, asta numai ca să vedeți ce presupune, ce presupune numai să dai dinghiul jos. Este super, super high maintenance chestia asta. Și după ce ai pus dinghiul jos, cu el te deplasezi. Asta este mașina ta de zi cu zi. Cu ea mergi, practic. Mergi colo, să o pui lângă, să o legi la cheu. Riști să vină cineva să-ți fure motorul. Adică, știi, este un pic mai complicat decât să intri în mașină, să-i dai cheie și să pleci. Numărul 9. Un velier este foarte lent. Foarte lent. Adică, gândiți-vă, barca asta merge, viteza e maximă, este de 9 noduri. 10 poate dacă o forțezi. 10 noduri. Da? Aia înseamnă 18 km pe oră. Maxim. Deci, asta e maxim. Se spune că în medie mergi cam cu 10 km la oră, cam cu 5 noduri. 10 km la oră, viteza medie pe un velier. Deci vei imagina că ajungi la destinație destul de târziu. Nu este o barcă cu motor care te duci, știi? Cum de exemplu un iaht din ăla cu motor, care dita mai animalul și care consumă, știi cât consumă. Și numai pe ăla când îl alimentezi. Deci gândiți-vă, un iaht ca să-l alimente, vorbim de un iaht mare, un super iaht. Ăsta este un iaht normal. Un super iaht, de exemplu, cum este, da, iahtul lui Abramovich sau, da, ăla costă vreo 150.000 de euro să alimentezi, să-l umpli cu motorină. Deci ia un iaht din ăla costă cam 150.000 de euro să-i faci plinul. Înțelegi despre ce vorbesc? Adică, pentru că merge numai cu, dar merge tare, știi? 25 de noduri, no problem. Ăsta e velier. That's the point. La o barcă de genul ăsta, nu te grăbești, pentru că n-ai cum. Deci da, e foarte lentă barca asta. Și numărul 10, este nevoie de condiție fizică. Dacă ești o persoană relativ sedentară, care nu e în stare să dea la manivelă la vinci, nu e pentru tine treaba asta. Trebuie să fii destul de atletic, să te urci în dinghi, să te cobori. Deci numai să cobori și să urci fiecare zi până jos în barcă, sunt niște scări. Urci un etaj în puii mei aproape, un jumătate de etaj. Știi, în fiecare zi. Urci sus, cobori, urci, cobori, urci, cobori. La un dat faci... Eu, sincer, am făcut febră musculară la picioare, de la urcatul pe scările astea. Ca să nu mai spun datul la manivelă. Trasul de sfor, adică ai nevoie de condiție fizică. Nu trebuie să fii acum vreun Arnold Schwarzenegger, dar nici să fii un pămpălău pufos care n-a pus mâna pe, știi, n-a ridicat în viața lui mai mult de 5 kg. Deci ai nevoie, dacă se blochează ancora, dacă trebuie să pui mâna pe ea, să o ții, adică e nevoie să tragi de alea, trebuie să, știi, să fii o persoană vânoasă, ca să zic așa. Deci da, astea au fost 10 lucruri mai puțin... Mai puțin, că nu sunt neapărat urâte, că mie nu-mi displac, dar na, mai poate pe unii, știi, ar putea descuraja din a trăi o viață de genul ăsta. Pe mine nu mă deranjează, dar trebuia să găsesc, v-am spus, 10 lucruri ca să fac clipul ăsta. Deci da, ăsta a fost clipul, mulțumim generoșilor noștri sponsori, ca de obicei, pentru că fac posibil acest tip de content și vouă, că ne așteați cu un like și un comment la fiecare episod. Ăsta a fost clipul, ne vedem data viitoare cu unul nou nouț. Să aveți o zi excelentă oriunde v-ați afla, de aici, de la Ancore, din Vlihou, Lefkada, vă pupă hașul!